Delia le spunea concurenților, o să vedeți că o să câștig fair play, e foarte încrezătoare în ea și a fost încă de când s-a anunțat începerea acestui task, de fapt de când s-a anunțat în live că va fi tascul. Iar doamna Iuliana a intervenit și a zis să lasă de via că noroc de, de suntel, de ștefan, că a ieșit, că altfel nu mai intra în cabină și nu mai câștiga nimic. Și Antonia a intervenit și a zis da, are dreptate, că nu mai erai în cabină dacă nu ieșea ștefan, nu mai suferi de tine. Liviu a sărit în apărarea Delia de și a spus, hai Antonia, că și tu erai în situația ei, nu știu care dintre voi a intrat uh, ultima. Știți că Antonia a intrat pe o altă parte și era cumva discuție înainte să înceapă tascul cine trebuie să iasă, Delia sau Antonia. Mai mult uh, concurenții ziceau de Delia, cei drept. Și Antonia a spus uh, faza ei că eu am gândit-o altfel față de voi cei care vă îmbulzeați.